Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, și vă invit în colecția mea de cărți deștepte. Astăzi vreau să vă propun o carte despre nimic. Este, da, vă mirați, despre nimic, cum adică să fie o carte despre nimic? John Barrow, Mic tratat despre nimic. O carte apărută în colecția Taifas a editurii tehnice. Este o carte care, iarăși să vă mai spun, ar trebui să o aveți în bibliotecă. Este o carte chiar despre nimic. De fapt, este o carte despre istoria Universului. Este o carte despre cum a apărut Universul din nimic. Este o carte formidabilă, ușor de citit, abordează subiecte, cum să zic eu, controversate, fără niciun fel de problemă, dar abordează științific domnul John Barrow, este un mare astrofizician și mie cel mai mult și mai mult mi-a plăcut povestea lui Zero, pentru că începe cartea și cu istorie a numerelor. Vă dați seama, zero. Foarte greu a apărut numărul ăsta. Zero. Cum să fie? Zero. Ceva ca să desemneze nimicul. Un număr care să desemneze nimic. Cum să fie așa ceva? Vă citesc doar un mic fragment. Motto e din Robert Logan, la originea lui Zero. Mare mister al lui Zero este că el a scăpat chiar și grecilor. Grecii nu aveau noțiunea de zero. Atunci când ne amintim sistemul de numărare pe care l-am învățat în școală, mi se pare că zero este partea cea mai ușoară. Îl folosim pentru a înregistra ce anume se întâmplă atunci când nu mai rămâne nimic, ca de exemplu 6 minus 6 sau că orice mulțit cu zero devine zero, ca de exemplu 5 ori 0 egal 0. Îl folosim și atunci când scriem un număr și vrem să semnalăm că una dintre poziții nu există, ca atunci când scriem 101 sub forma lui 101. Acestea sunt lucruri simple, mult mai simple decât împărțirea, teorema lui Pitagora sau algebra, încât ar fi ușor de presupus că 0 ar fi trebuit să fie unul dintre primele elemente din aritmetică care să poată fi dezvoltat de oricine are un sistem de numerație, iar la ideile mai dificile, cum ar fi geometria și algebra, să fi ajuns doar culturile cele mai sofisticate. Numai că această presupunere este cu totul greșită. Vechii greci, care au dezvoltat logica și geometria, care formează baza întregii matematici moderne, nu au introdus niciodată simbolul zero. Ei erau profund suspicioși față de întreaga idee. Doar trei civilizații au folosit zeroul, fiecare dintre ele situate departe de culturile care s-au dezvoltat în așa numita lume vestică și fiecare a interpretat rolul și sensul lui în mod diferit. De ce a fost atât de dificil ca simbolul zero să apară în vest? Și care este legătura dintre această dificultate și conceptul de nimic? Iată două întrebări la care răspunde John de Barrow în Mic tratat despre nimic. Vreau să vă citesc sumarul pentru că trebuie să vă faceți o idee despre ce este vorba în carte. Capitolul 1, zero și povestea lui. Capitolul 2, mult zgomot pentru nimic. Capitolul 3, crearea nimicului fizic. Și aici detaliez puțin. În căutarea vidului, o poveste despre două concepte de nimic, cât de mare este spațiul. Capitolul 4, deplasarea către eter, Newton și eterul a fi sau a nu fi și așa mai departe. Capitolul 5, ce s-a întâmplat cu zero. Capitolul 6, universul goale și detaliez aici, studiind teoretic universurile, universuri vide, Ernst Mach, un om cu principiu, Lambda, o nouă forță cosmică, legături profunde. Capitolul 7, cutia care nu poate fi niciodată goală.
Capitolul 8. Câte tipuri de vid există? Câte tipuri de vid pot exista? Începutul și sfârșitul vidului, capitolul 9. Este o carte pe care o vei citi cu mare plăcere, o carte pe care o recomand cu căldură. Să o căutați și să o așezați frumos în raftul bibliotecii pentru a o deschide cât mai des. Aveți multe de învățat din acest mic tratat despre nimic.